Cred că streaming oricum nu o să fie profit. A fost o chestie, oamenii ori caută acum numai pe streaming, ori s-au săturat de atâta conținut. Și ce probleme se întâmplă acum cu Netflix-ul, cu password sharing-ul, care a apărut și în România. Da, numai că la mine, de exemplu, mie nu-mi face probleme. Nu știu de ce. Adică? Deci mie, în momentul de față, eu practic parola mea e și la Mike la Piatra Neamț. Și momentan văd că încă nu mi-a zis nimic. Nici adică, mie nu mi-a zis încă nimic. Așa că s-ar putea mă gândesc acum la o chestie. S-ar putea, dar e asta speculație 100%, deci nu don't quote să-mi des, da? S-ar putea să fie vorba de accounturile, de conturile mai de bază. Mici, mai mici. Da. Și acolo să-ți dea, știi? Dacă ai contul maxim, s-ar putea să zică, fuck it, știi cum e. Dar eu nu am contul maxim, eu am contul, nu cel mai mic, următorul ăla cu Full HD. Eu l-am maxim, l-am 4K, deși ei n-au conținut 4K, eu am ăsta 4K. Păi dacă ai maxim, ai 4 device-uri available. Exact. Uh-huh. Deci nu știu. Dar nu mai trebuie să fie toate pe aceeași clasă de IP-uri. Nu e ca și da, cum știu. Acolo ți arată clar, altă locație geografică, adică nu e, știi? Înțelegi?